bună, copii! Vă spun un bun venit la colțul cu povești! Stomacule, mai poți aștepta! Era ora mesei și Ellen White se uita la mâncarea din fața ei, dar nu îi era foame. Ea obișnuise să mănânce multă carne, prăjeli, pâine albă, deserturi bogate și alte alimente care nu erau sănătoase. Acum însă, aceste lucruri nu se mai aflau pe masa ei. De ce oare? Ca mulți alții, Ellen White consumase mâncare despre care mulți oameni credeau că era bună, dar în realitate, aceasta aducea slăbiciune și o sănătate șubredă. James și Ellen White, asemenea altor lucrători pentru Isus, erau adesea bolnavi. Unii dintre ei au și murit. Ei nu știau ce spunea Biblia despre sănătate. Ellen White a fost probabil foarte surprinsă când Isus i-a dat o viziune în care i-a spus că erau alimentele nesănătoase pentru ei și care erau cele care le dădeau sănătate și putere. Cum aș putea să am putere dacă nu mai mănânc carne? S-a întrebat Ellen. Dar ea și soțul ei s-au hotărât să asculte de Isus și imediat a schimbat felul de alimente pe care să le consume. În timp ce stătea la masă, în prima zi, după această decizie, Ellen White a luat încă o decizie înțeleaptă. Stomacule, a spus ea, ca pentru sine, dacă nu-ți place această mâncare, ai să aștepți până când o să-ți placă. Apoi, a împins ușor scaunul de la masă și s-a ridicat să plece. Sigur, stomacul ei nu putea să gândească, dar trebuia să primească ceea ce îi se oferea. Așa că, de data aceea, stomacul nu a primit decât apă. Când a venit din nou ora mesei, Ellen s-a așezat pe scaun. Din nou, stomacul ei a spus, iac! În timp ce Ellen se uita la mâncarea pusă pe masă și din nou Ellen i-a spus stomacului ei, stomacule, dacă nu-ți place această mâncare, nu ai decât să aștepți până când o să-ți placă. După aceea a plecat liniștită de la masă. Din nou, stomacul nu a primit decât apă până la următoarea masă. Până la urmă, stomacul a început să flămânzească și, crezi sau nu, Ellen a procedat fix la fel și când s-a așezat la cea de-a treia masă. A ales să-i spună stomacului ei ce să facă și nu invers, adică să își lase stomacul să-i spună el ce să facă ea. Mintea, nu stomacul nostru, știe ce este bun și ce nu este bun pentru noi. Când a venit a patra masă, stomacul lui Ellen era foarte flămând. De data aceasta, mâncarea părea bună și avea și gust bun. Cu ajutorul lui Isus, Ellen White a câștigat lupta. Începând de atunci, ea s-a bucurat de fructe delicioase, grâu integral, zarzavaturi și legume, nuci și semințe pe care Isus le-a făcut ca să ne redea sănătatea. Curând după aceea, Ellen White a povestit viziunea de la Isus despre sănătate. Cei care au ales să se hrănească după modelul arătat de Isus au avut curând o sănătate mai bună. Cele mai multe lucruri pe care le-a scris ea despre sănătate se află în cărțile pe care le putem citi și noi cu ușurință. Te bucuri și tu că Isus vrea să fim sănătoși? Ce a spus Isus lui Ellen despre sănătate? I-a spus că noi trebuie să mâncăm hrană de calitate care se obține din plante și să bem multă apă. Avem nevoie de exercițiu fizic, de lumina soarelui, de aer proaspăt și de odihnă. Noi nu trebuie să consumăm niciodată tutun, alcool, droguri sau orice alt lucru care ne-ar putea îmbolnăvi mintea și corpul. Să ne aducem aminte că Isus ne iubește, de aceea ne-a spus ce este mai bine pentru noi. Dacă ascultăm întotdeauna ce spune El, vom fi fericiți. Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!